După patru ani de amânări, legea exploatării gazelor din Marea Neagră a fost în sfârșit adoptată de Parlament. Mizele suriașe să scăpăm de gazul rusesc și să ne asigurăm necesarul din producție proprie la prețuri cât mai mici. Premierul spune că prima moleculă va ieși din mare chiar în această vară, dar asta nu înseamnă că vor scădea factorile prea curând. Punga de gaze din Marea Neagră este uriașă. Ar putea acoperi consumul României timp de 20 de ani. Sunt rezerve care au stat blocate din cauza unei legi care nu a fost pe placul investitorilor. Statul speră să convingă companiile cu prevederi ceva mai prietenoase să continue investițiile și să aducă gazul la mal. Cu 248 de voturi pentru, 34 contra, adoptat. Sunt trei proiecte majore care ar trebui să fie deblocate de legea offshore. Cel mai avansat este perimetrul media, concesionat către americanii de la Black Sea Oil and Gas. 10% din consumul național ar ieși doar de acolo, chiar din această vară. OMV și RomGaz ar urma să scoată gaz din Neptun Deep, dar numai de vreme de 2027. Legea se aplică și pentru exploatările pe uscat, cel mai mare zăcământ de acest tip se află în zona Caragele, din județul Buzău. Statul va lua 60% din profit, iar companiile 40%. Taxele vor rămâne aceleași pe toată durata acordurilor, iar producătorii de gaze vor fi impozitați suplimentar când prețul de vânzare va trece de 85 de lei pe megavatoră. În plus, România va avea drept de preemțiune, adică își va asigura mai întâi consumul intern, iar apoi poate vinde surplusul la export. Asigurăm astfel ca gazul românesc să fie cu prioritate dat către români. Legea nu a trecut fără scandal. Aur, singurul partid care nu a votat, susține că statul poate să-și exploateze singur resursele și să le vândă tot singur. Ia uite pe hoțul Virgil, ce stai aici în prima bancă Simeon. și rede. Domnul Simeon. Hoțu Virgil, această eroare a naturii, să... care vinde să pe gratis. Mă... Doriți în continuare, domnilor, să rămânem dependenți de gazul rusesc, ascultați în continuare de Kremlin și de ordinele lui Putin. Teoretic, statul ar fi cel mai bun investitor și exploatator, la fel cum Norvegia a făcut-o. Singura diferență este că România nu-și bazează dezvoltarea activităților economice pe meritocrație și nici nu are fondurile necesare pentru o operațiune de o asemenea amploare. România va deveni un jucător regional important. Restul, cu tot respectul, e canca. Deși parlamentarii au făcut unele modificări în favoarea investitorilor, aceștia spun că noul text nu garantează că vor începe exploatările. Mai sunt încă proceduri legislative de urmat, adică mă refer la uh, posibilitatea de a fi contestată la Curtea Constituțională înainte să ajungă la președinte. Nici consumatorii nu ar trebui să se aștepte la facturi mai mici prea curând. Nu cred că poate nimeni prezice în acest moment ce se va întâmpla cu prețurile. În prezent în România se extrag aproximativ 11 miliarde de metri cub de gaze anual, dar pentru că în perioada rece crește consumul, importăm încă 20% din necesar. Dacă vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagră, producția se va dubla.